Vă invit să deschideți cuvântul Domnului în Evanghelia scrisă de Luca. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu capitolul 19, versetul 1. Evanghelia scrisă de Luca. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la capitolul 19, începând cu versetul 1. Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Isus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămână în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, A intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis, Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Mulțumesc Domnului că în această seară pot fi împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc Domnului că mi-a făcut parte de această mare binecuvântare de al l sluji din nou. Mulțumesc fraților pentru invitație. Mă rog în această seară Duhul Domnului să fie asupra noastră tuturora, El să ne vorbească. Vă aduc salutul Bisericii Pentecostale Filadelfia din Lugoj, salut care se găsește în epistola scrisă de Iuda, fratele Domnului Isus Hristos, nu Iuda Iscariotianul, care se găsește la versetul 20 și 21. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea Lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Amin. Mă rog, pentru anul în care am intrat, pentru că au trecut numai vreo 33 de zile, Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu multă sănătate. Amin. Sănătate atât trupească, cât și sufletească, spirituală. Să binecuvinteze Domnul biserica dumneavoastră cu mult har, cu multă mântuire. Dragii mei, în această seară ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și vedem o lucrare pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos cât a fost pe pământul acesta. Se întâlnește cu un om și schimbă radical viața acestui om. Rugăciunea mea în această seară este ca Domnul Iisus Hristos să coboare în dreptul nostru al fiecăruia și să schimbe tot ce este de schimbat. Amen. Dacă până în seara aceasta cineva a mers într-o direcție greșită, în această seară, întâlnirea cu Domnul Isus Hristos să producă o adevărată schimbare în viața noastră și de aici înainte să mergem împreună cu Domnul o veșnicie întreagă, Domnul să ne ajute la aceasta. Asta ar putea să zică cineva, frate, noi suntem în regulă. A, pe aici, pe acolo, câteva probleme. Dar, în principiu, suntem bine. Permiteți-mi să vă dau o pildă, un exemplu din viața mea. Aș fi vrut să nu fie, dar ca să înțelegem mai bine. Eu am crezut că bărbații sunt ființe puternice. Până ajung la dentist, toți bărbații sunt puternici. În urmă cu vreo două săptămâni am făcut un control de rutină la dentist și spune dentistul, zice, e ok, dantura ta e foarte bună, zice, o, o singură măsea are un mic punct negru. Ce vii săptămâna viitoare, a făcut programare, zice, rezolvăm 10-15 minute și nu o să te doară, mai ales când am zis că nu o să mă doară, eram deja fericit, zic, sigur că da, venim, rezolvăm. A venit ziua programării, m-am dus acolo, m-am întins pe uh, scaunul respectiv și a început să lucreze, să bâzei acolo. A început să mă doară, mi-a făcut o anestezie de trei ori, făcut anestezia, să fim siguri, și la un moment dat, când lucra, văd că face ochi mari. Începe să se mire. O, oh, zice. Asta am zis, nu e de bine. Începe să caute acolo, să-ți mai scobiască, să se mai uite, mai cu o oglindă, mai cu nu știu ce. Exclama, se mira. Și asta n-a fost de ajuns, a chemat-o și pe soție. Zice, vin să te uiți și tu. Acum amândouă se mirau. Am zic, dacă trebuie să mi se întâmple ceva, sigur de aici mi se trage. Îmi spune la urmă, zice, nu mai putem face nimic. A fost un, la început un singur punct negru, dar când a început să scobească, zice, o carie mare în interior. Nu avem ce să facem, trebuie să o scoatem. Mâine trebuie să mă duc la extracție. Domnul să mă întăresc. Dacă am mai multe emoții în seara asta, vă rog să mă înțelegeți. Trebuie să merg la... Dar am spus lucrul acesta pentru că se potrivește foarte bine cu gândirea multor. Zice, frate, noi, noi nu avem mici puncte negre. Câteodată ne mai enervăm, dar în rest suntem ok. Mai zicem câte o minciună din când în când. Noi nu prea venim la biserică, numai așa. Mici puncte negre. Nu ne prea înțelegem în familie. Câteodată mai luăm câte ceva. Dar, în principiu, noi suntem ok. Spune Sfânta Scriptură în textul pe care nu l-am citit, versetul 10, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Duhul Dumnezeu în seara aceasta ne rugăm să fie la lucru, să ne cerceteze și să dovedească vinovăția oricărui păcat. Asta s-ar putea să deranjeze, s-ar putea să ne mirăm în primă fază, însă dacă Duhul Domnului ne cercetează în această seară, suntem pe drumul cel bun. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu a venit să mântuiască pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși, pe cei care au probleme grave. Vedeți, dragii mei, noi vrem să aflăm, să aflăm adevărul. Deja de vreo săptămână și ceva, două săptămâni, ne tot chinuim să aflăm adevărul accidentului aviatic din munții Apuseni. Și încă se fac emisiuni, încă se fac suntem preocupați de adevăr, vrem adevărul. 20 și ceva de ani, încă ne mai întrebăm cine a tras în noi, între 17 și 22. Încă ne mai întrebăm. Căutăm adevărul din punct de vedere economic. Să știm care este adevărul, din punct de vedere politic, militar și așa mai departe. Însă, în această seară, nu suntem la o dezbatere economică, nici una politică, ci suntem în casa lui Dumnezeu. Și, de-a lungul parcursului vieții noastre, din când în când, Oamenii se opresc să afle și un alt adevăr. Care este adevărul în căutarea mântuirii? Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ne punem această întrebare. Domnule, cum pot fi mântuit? Care este adevărul în căutarea mântuirii? Atâtea biserici, atâtea secte, atâtea religii, apropo, toate acestea au uh, un punct comun. Toate, dar absolut toate, făgăduiesc. Mântuirea, salvarea. Stăm și ne întrebăm care este adevărul în căutarea mântuirii. În această seară ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și vedem patru aspecte importante, adevărate, în căutarea mântuirii. Și permiteți-mi să vin cu primul. Adevărul în căutarea mântuirii este acesta. Prima dată, trebuie să căutăm persoana potrivită. În căutarea mântuirii trebuie să căutăm persoana potrivită. Vă provoc la un exercițiu de imaginație. În urmă cu 2000 de ani ne ducem. Când Domnul Iisus Hristos trebuia să intre în Ierihon, avea pe lângă el cel puțin 12 ucenici. Era acolo Sfântul Ucenic Petru. Călcase pe ape. Sfântul Ucenic Iacov era Sfântul Apostol Ioan și îl vedem pe Zacheu care se afla în căutarea mântuirii, ca mulți dintre noi, se duce, spune Sfânta Scriptură, versetul 2 și apoi versetul 3, și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus. Erau acolo ucenici, erau cărturari, preoții de frunte, se putea să se ducă să se întâlnească cu ei. De multe ori mi-am imaginat dacă aș sta de vorbă cu ucenicii să îi întreb anumite aspecte din viața Mântuitorului. Putea să facă și el. Auzi, aș vrea să fiu mântuit, să mă întâlnesc cu Isus. N-ai putea tu să-mi dai niște informații, niște puncte de reper? Zacheu, în căutarea mântuirii, caută persoana potrivită. Dacă ești în seara aceasta aici și ești în căutarea mântuirii, Vrei să fii mântuit, salvat, iertat, eliberat, dragul meu? Nu căuta neapărat un om o organizație, ci în primul rând în această seară, cuvântul lui Dumnezeu îți spune, îți spune: caută-l pe Domnul Isus Hristos. Amin. Este singurul care poate mântui. Este singura persoană din univers care are toată puterea în cer și pe pământ. Aleluia. Sfânta Scriptură ne zice în Vechiul Testament 1 Cronici, capitolul 16, versetul 10. Făliți-vă cu numele Lui Cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui, zice cuvântul Lui Dumnezeu. Cred de multe ori trăim un creștinism slab. Neputincioși de multe ori ne trezim în fața încercărilor, a ispitelor, a acestei lumi. Pentru că ne lipsește această imagine a Domnului Isus Hristos, această imagine glorioasă a lui Dumnezeu. Căutăm mai mult rugăciunea decât pe Domnul Isus Hristos care se coboară în rugăciune. Căutăm mai mult predica, oratoria, decât acela care vorbește și împletește cuvintele umane cu acea călăuzire sfântă și divină, neînțeleasă de multe ori de noi. Dar Domnul zice, vrei să fii mântuit? Atunci caută-mă pe mine. Nu ne trezim de multe ori, dragii mei? Eu mă trezesc, așa, la biserică, uitându-mă la cei care cântă și judecând. Nu au luat gama bună, îi văd eu la refren. Nu vă treziți de multe ori stând și uitându-ne la cei care sunt la amvon? Nu avem cum să căutăm și să găsim mântuirea atâta vreme cât ne oprim la oameni. Domnul zice, căutați-mă pe mine. În altă parte, în Scriptură, spune Sfânta, spune Sfânta Scriptură, Psalmul 34, versetul 6, versetul 4, pardon. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, zice David, m-a izbăvit din toate temerile mele. Atunci când vrem să fim mântuiți, vrem să fim iertați, avem nevoie de răspuns, de eliberare, de mântuire. Dragii mei, în predică, în cântare, în rugăciune, în ceea ce se întâmplă aici, haideți să căutăm o persoană, nu să căutăm slujirea în sine, să-L căutăm pe Domnul Isus Hristos și vom fi binecuvântați. În urmă cu ceva vreme, eram în Lugoj, mi-am dus mașina la spălat, la spălătorie, când m-am dus să-mi o iau, băiatul care mi-o spălase îmi zice, a trebuit să mut mașina și am auzit cântări. Sunteți frate? Sunt, cum să nu fiu. Zice, aș vrea să stau de vorbă. Mi-am dat întâlnire și într-o seară, la un ceai, am povestit. Mi-a zis, m-am botezat de tânăr, 16 ani. Am fost în biserică, am cântat cântări în față. N-am slujit pe Domnul în cor. Au venit anii grei și tumultoși ai tinereții și m-am depărtat de Domnul. Și a început să me numere. Am făcut și asta, am făcut și asta la altă, am făcut și pe cealaltă. Păcate grele. Zice, am ajuns din rău în mai rău. Am decăzut tot mai tare și tot mai tare. Ce să fac? De bună seamă era în căutare mântuirii. Și am spus, prietene, ai două variante. Nu faci nimic, te ridici de la masă și pleci acasă. Și vei ajunge din rău în mai rău, din rău în mai rău. Probabil vei îmbătrâni, vei muri și vei ajunge în iad. Există și o a doua posibilitate pentru tine. În seara aceasta, te întâlnești cu Domnul Isus Hristos, te adresezi lui, stai de vorbă cu el, îți mărturisești păcatele înaintea lui, îl chem pe el în viața ta să te ierte, să-ți șteargă tot trecutul păcătos și apoi vei merge din bine în mai bine. Vei îmbătrâni, probabil fericit. Vei muri și vei avea viața veșnică. Tu alegi. Noi nu putem să supraviețuim pe pământul acesta, din punct de vedere spiritual, depărtați de Domnul Isus Hristos. Noi nu putem înainta fără relație personală cu Isus. Zacheu era în căutarea mântuirii și nu s-a dus să caute niște oameni, ci s-a dus să-L caute direct pe Fiul lui Dumnezeu, direct pe Emanuel, pe Hristos, pe Isus. Spune Sfânta Scriptură în Noul Testament, Ioan 1 Ioan, Epistola sa, versetul capitolul 3 versetul, 3, versetul 23. Și porunca lui Dumnezeu este aceasta: să credem în numele Fiului Său, Isus Hristos. Apostolul Pavel zice tot în, tot în uh, Noul Testament, 1 Ioan, 1 Timotei, pardon, capitolul 2, versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul, Isus Hristos. Vreau să te întreb în această seară dacă te-ai întâlnit în mod personal cu Domnul Isus Hristos și dacă ai o relație personală cu Domnul Isus Hristos. Da, știu? Sunt conștient că predic unei biserici care plecăm de la premisa că s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos. Însă trăim într-o lume tumultoasă, într-o lume agitată, într-o lume cu o grămadă de lucruri care ne ocupă timpul, așa cum am auzit. Când să te întâlnești cu Domnul, îți sună telefonul. Când să te întâlnești cu Domnul, atunci ceva îți distrage atenția. În căutarea mântuirii, trebuie să cauți persoana potrivită. Ori în această seară, credem că persoana potrivită este în mijlocul nostru. Pentru că zice Domnul Iisus Hristos, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, zicea Domnul Iisus Hristos, eu sunt prezent acolo, mărire Domnului. Amin. Adevărul în căutarea mântuirii este acesta. Trebuie să căutăm persoana potrivită. Ne spune Sfânta Scriptură mai departe, după ce Zacheu îl caută pe Domnul, îl caută pe Domnul Iisus Hristos, se izbește de mulțime ca de un zid. Era al fi să-l caute pe Domnul. Era bine intenționat. Însă ceva îl oprea. Adevărul în căutarea mântuirii este acesta. Că trebuie să căutăm cu atitudinea potrivită. Ne-am obișnuit să avem lucrurile de gata. Ne-am obișnuit să încercăm din prima dacă obținem ceea ce căutăm bine. Dacă nu, căutăm în altă parte. Însă Adevărul în căutarea mântuirii este că noi trebuie să căutăm cu atitudinea potrivită. Haideți să ne uităm la Zacheu, spune versetul 4. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă. Ca și acum, dar mai cu seamă în vechime, era o adevărată problemă ca cineva să alerge. Spre exemplu, când se eliberează biserica, cineva dintre noi să se apuce să alerge. Nu, îți pui întrebări asupra lui. Stai și te gândești. Să alerg și eu de ce alergă el? Sau să alerg de el? E, la fel și în vechime. Era un soi de dispreț pentru un om să alerge. Cu toate acestea. Cu toate acestea. Pentru că Zacheu era în căutarea mântuirii. Vroia să se întâlnească cu Domnul Isus Hristos. Avea bariere. El caută cu atitudinea potrivită. El nu se lasă. Ce trebuie să fac să mă întâlnesc cu Domnul? Trebuie să vin la biserică. Bine, uite, am să vin. Am să vin. Vin duminică seara. Și s-ar putea să vin aici și să nu ți se pară ceva deosebit. Și să spui, am vrut, m-am dus, dar nu l-am găsit. Pe semne că Domnul nu vrea să se întâlnească cu mine. S-ar gândi unii. Și pleacă acasă, triști și, triști și supărați și cumva cu conștiința am păcată că ei au încercat. Dar, dragii mei, dacă cineva vrea să fie mântuit în seara aceasta nu trebuie să se dea bătut, ci trebuie să caute cu atitudinea potrivită. Am auzit exemplul pe care îl dădea un frate pastor. O femeie a venit la el și a spus, frate păstor, sunt convinsă, vreau să fiu mântuită. Ce trebuie să fac? Și fratele a spus, te rogi, vii la biserică, citești scriptura, ai părtășie cu frații? Am probleme grele, zicea ea. Am păcate care mă apasă greu. Da? Te rogi, te mărturisești înaintea Domnului, citești Scriptura și apoi vii și mai vorbim. A trecut ceva vreme și femeia aceasta a venit înapoi, s-a întâlnit cu fratele Pastor și i-a spus, am făcut ce mi-ai zis și nu s-a întâmplat nimic. M-am rugat și nu s-a întâmplat nimic. Am citit din Scriptură și am aceleași apăsări. Am aceleași îngrijorări, aceleași gânduri, îmi chinuie mintea. Am venit și la biserică, dar nu se schimbă nimic. Ce să fac? Ce am fi spus noi? Ce rețetă i-am fi dat noi? Păstorul i-a spus, rogă-te în continuare. Citește în continuare. Vină în continuare la biserică. Dacă vrei cu adevărat să experimentezi mântuirea, nu trebuie să te dai bătut. Fraților, care aveți mașini, când v-ați cumpărat mașina, vreau să vă pun o întrebare. Ați luat prima mașină care ați întâlnit-o? Ați căutat? În stânga, în dreapta, ați dat telefoane. Povestea un prieten de-a meu, a stat o noapte întreagă pe internet să caute... O noapte întreagă să caute o, o mașină. Ceva care, oricum, se strică, trebuie să o duci la mecanic, trebuie să-i mai faci asigurare și așa mai departe. Și la un moment dat o vei vinde. Însă atunci când suntem în căutarea mântuirii, vrem să primim totul de-a gata, repede. Dacă primim repede, e bine. E ok. Dacă nu primim repede ceea ce căutăm, parcă reducem în motoarele. Începem să-l judecăm pe Dumnezeu. Poate are ceva cu noi. Surorilor, când căutați dumneavoastră, când ați căutat, spre exemplu, ceva în bucătărie, cât e un frigider, nu e așa? Te duci în stânga, te duci în dreapta, începi să, compa să compari care e mai ieftin, care e mai bun, care e mai mare. Atunci când ne aflăm în căutarea mântuirii, noi trebuie să căutăm mai cu sârguință. Trebuie să căutăm cu atitudinea potrivită, spune Sfânta Scriptură și fac referire din nou la Vechiul Testament în Deuteronom, Deuteronom, capitolul 4, versetul 29. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi, dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. S-ar putea să fie într-o problemă cerând mântuire din partea Domnului, răspuns din partea Domnului. L-ai căutat pe Domnul, însă până acum nu s-a întâmplat nimic. Domnul te sfătuiește în această seară. Nu renunța. Caută din toată inima. Caută din tot sufletul tău. Fii preocupat de lucrul acesta. Le spuneam tinerilor la Lugoj, dacă ne-am rugat, în biserică și dacă am cântat după cum vă văd eu, că jucați fotbal, ar fi ceva deosebit. Repet și fac o, o comparație cu lumea cotidiană. Atât de mult ne preocupăm de lucrurile care vor pieri, de lucrurile care oricum vom renunța la ele. Dragii mei, cu mult mai mult trebuie să-l căutăm pe Domnul. Cu mult, cu mult mai mult trebuie să fim preocupați de a ne întâlni cu Dumnezeu. S-ar putea să avem multe bariere, însă trebuie să le dăm la o parte. Sfânta Scriptură spune tot. În Vechiul Testament, în Ieremia, capitolul 29, versetul 12: Voi mă veți căuta și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima. Eu prin asta înțeleg dacă mă veți căuta cu pasiune. Dacă mă veți căuta în așa fel încât să fiți gata să renunțați poate la mândria voastră, la lucrurile, la oamenii care v-ar putea judeca pe voi, la fel cum a renunțat Zacheu. Ne uităm în Scriptură și vedem un om care era preocupat de a găsi mântuirea. A căutat persoana potrivită, a căutat cu atitudinea potrivită. Și mai departe, spune Sfânta Scriptură, versetul 4, a alergat înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Adevărul în căutarea mântuirii este că trebuie să căutăm persoana potrivită, trebuie să căutăm cu atitudinea potrivită și, în al treilea rând, trebuie să căutăm în locul potrivit. Zacheu știa pe unde avea să treacă Domnul Isus Hristos. S-a dus înainte, S-a suit acolo într-un dud pe drumul pe care avea să treacă Domnul Iisus Hristos și l-a așteptat. Acesta este marele adevăr. Trebuie să căutăm în locul potrivit. Aș vrea să-ți spun în această seară, Dumnezeu este prezent pretutindeni. El este omniprezent. Însă în vederea mântuirii, niciodată pe Domnul nu-L vei găsi într-o crâșmă. Niciodată. Dacă vrei să fii mântuit, Trebuie să vii în locul în care el se prezintă. Niciodată nu l vei găsi pe Domnul la jocurile de noroc. Niciodată nu l vei găsi pe Domnul duminică dimineața în piața de mașini. Dar îl vei găsi pe Domnul în adunarea sa. Spune în cartea Psalmilor: Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Domnul este prezent aici. Ne-am spus că credem asta. Am zis amin, da, aici este. E bine, dragul meu. Dacă vrei să găsești mântuirea, dacă vrei să găsești eliberarea, binecuvântarea, răspuns la problema ta, caută în locul potrivit. În fața televizorului nu ți se va arăta niciodată Domnul să-ți vorbească. Vedeți? Sunt oameni care preferă la ora aceasta să stea să se uite la știri și să nebuniți oamenii de atâtea știri. Iată ea, multe dintre ele fiind niște minciuni. Oamenii sunt dezvoltă adevărate obsesii, adevărate manii pe unele domenii. Spune în cartea psalmilor, psalmul 73, un om care din tinerețe a trăit împreună cu Domnul. Din tinerețe s-a ferit de păcat, l-a slujit pe Dumnezeu și a început să-și pună întrebări și zice Domnului, Păi eu credeam că dacă te-am slujit de atâta vreme mă vei binecuvânta. Dar mă uit în prejurul meu și oamenii care au trăit în păcat, ei sunt binecuvântați. Ei au de toate. Lor li se bulbucă ochii de grăsime, atât au de mult. Și zice, eu care te-am slujit din tinerețe, uite cât de tare sufăr. Dar, spune psalmul 73, versetul 16 și 17, grea mi-a fost truda, am încercat să înțeleg lucrurile acestea Până am intrat în Templul tău cel Sfânt și am luat seama la soarta de la urmă a omului. Atâta vreme cât stăm departe de locul în care se prezintă Dumnezeu, vom avea gânduri lumești, vom avea tot felul de depresii, tot felul de gânduri care ne vor îngreuna, ne vor apăsa. Însă Dumnezeu se prezintă în mijlocul adunării. El acolo poate mântui, El acolo poate vindeca, El în biserica sa poate să ridice. În afara bisericii, în afara copiilor săi, Dumnezeu nu poate lucra. Și sunt responsabil de ceea ce zic. Da, poate să ieie un cârlig și să te tragă, dar pocăință, și viață este în mijlocul turmei, acolo unde Domnul este bunul păstor. Pocăință și viață nu este în afara turmei Domnului. Zacheu a știut locul în care se prezintă Domnul. Dacă Zacheu ar fi fost în Timișoara și ar fi fost contemporan cu noi, în căutarea mântuirii, Zacheu, la ora aceasta, ar fi fost aici. L-ar fi căutat cu perseverență pe Domnul Isus Hristos. Ar fi intrat aici și ar fi spus: Doamne, atâta lume, atâtea cântări frumoase, ceva deosebit. Dar, Doamne, în toate acestea, eu vreau să te văd pe tine, Doamne. Eu vreau cu tine să vorbesc. Eu vreau să mă relaționez la tine, Doamne. Adevărul în căutarea mântuirii este acesta. Caută persoana potrivită. Caută cu atitudinea potrivită. Cine caută, găsește. Cine bate, îi se deschide. Caută în locul potrivit. Și în ultima instanță, în această seară, potrivit textului pe care l-am citit, adevărul în căutarea mântuirii este că trebuie să căutăm la timpul potrivit. Studiem Sfânta Scriptură și vedem că Domnul Iisus Hristos și-a îndreptat fața să meargă hotărât spre Ierusalim. Intră în cetatea Ierihonului și vindecă pe un orb. La ieșire din Ierihon mai vindecă doi orbi. Niciodată Domnul Iisus Hristos nu avea să mai treacă prin Ierihon. Mergea în Ierusalim, acolo unde îl așteptau preoții de frunte, cărturarii, mulțimea înfuriată. Avea să fie luat, dus în fața romanilor, judecat, apoi crucificat, întins pe lemnul crucii avea să moară. Niciodată Domnul Iisus Hristos nu avea să mai treacă prin Erihon Era momentul potrivit ca Zacheu să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul îi spune, versetul 5, Iisus când a ajuns în locul acela și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămână în casa ta. Astăzi nu mâine. Mâine am altceva de făcut. Astăzi este timpul tău, Zacheu, când să te întâlnești cu mine, când să stai de vorbă cu mine. Astăzi trebuie să intru în casa ta și să-ți dau mântuire. Adevărul este că în căutarea mântuirii trebuie să căutăm la timpul potrivit. Amânăm. De prea multe ori amânăm. Lasă că s-ar putea mâine să nu trebuiască. Însă realitatea este că în vederea mântuirii Câtă vreme se zice astăzi, spune în cartea evrei, haide să nu ne împietrim inima. Spunea cineva, să însor fata, frate, și după aceea mă botez și eu. Să mai fac cu tare lucru. Să mai fac cu tare lucru. Am fost vineri seara la o evangelizare și fratele păstor de acolo o mărturisea și spunea despre un bun prieten de-a lui, om în vârstă, Fiind colegi, multă vreme i-a spus să se pocăiască prietenului său. Mai vină la biserică, predăți viața în mâna lui Dumnezeu. Și omul acesta zicea, am timp, am timp. Într-o zi, prietenul acesta lui s-a urcat undeva pe o scară, un metru jumătate, și de la un metru jumate a căzut, a făcut, s-a lovit, a fost dus la spital, după câteva zile a venit înapoi și fratele pastor s-a dus la el și a spus, împacă-te cu Dumnezeu. Și pastorul acesta cu lacrimi în ochi ne spunea vineri seara. S-a ridicat în picioare prietenul lui și a început să se bată. Deci uite-te la mine cât îți de tare. Îți promit și spune, făcea așa cu degetul, îți promit, trebuie să mai mă duc o dată la spital și când vin înapoi, îți promit că mă pocăiesc, îți promit lucrul acesta. A venit salvarea, l-a luat, trebuia să mai facă încă un consult. A rămas peste noapte acolo? A mai rămas încă o zi? A doua zi, vine un vecin la fratele pastor și zice: Știi cu tare, a murit. Astăzi este ziua potrivită pentru fiecare dintre noi. Poate, suntem tineri în biserică, obișnuiți cu biserica, frați din biserică, surori, familii întregi. Ne-am obișnuit de multe ori cu cântările, cu predicile, cu rugăciunile. Dar vreau să te întreb, nu dacă ai ascultat cântarea, nu dacă te-ai rugat, ci dacă l-ai auzit pe Domnul în cântare, dacă ai stat cu Domnul Isus Hristos de vorbă în rugăciune, nu dacă ai auzit predica mea, asta nu mă încălzește cu nimic, ci dacă ai auzit glasul lui Dumnezeu, dacă ai simțit fiorul lui Dumnezeu cum te cercetează. Vreau să Înțelegem în această seară că este locul potrivit ca să fim mântuiți. Și mai presus de orice, în mijlocul nostru este persoana potrivită, este timpul potrivit ca să fim mântuiți. Acesta este adevărul. Adevărul este Domnul Isus Hristos. Îl vom lua noi? Ne vom însuși acest adevăr? Vom trăi în acest adevăr? Mă rog, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin.